Dăruiește România rămâne locul de întâlnire al artiștilor români de pretutindeni din țară și mai departe de granițe. Câtă vreme ne căutăm, se poate trăi. Se poate trăi frumos. Și de aici scrie povestea mai departe Eva Kiss. Dăruiți Românie de ani buni, dăruiți Românie din totdeauna, aș putea să spun. Eva Kiss din Danemarca împreună cu noi. Acolo în Danemarca, unde sunteți de ani de zile, dăruiți Românie prin tot ceea ce faceți. Da. Ce pot face. Dar în mare dăruiesc iubirea mea, dragostea mea pentru muzică. Asta dăruiesc României. Cum este în Danemarca în această perioadă? Ușor, ușor, viața intră în normalitate aici. S-au deschis grădinițele și școlile primare încă din 15 aprilie. Iar de luni s-au deschis și școlile de șoferi, coaforurile, saloanele de înfrumusețare. În rest, am fost sfătuiți și suntem sfătuiți să ne spălăm foarte des pe mână, la 2 ore dacă se poate, minimum 20 de secunde, dar cred că astea sunt și în România, să păstrăm distanța de 1,5 metri, 2 metri, cred că și în România este, să tușim sau să strănutăm în mânecă, să nu avem alte probleme, așa, și deci cam astea sunt, bine, granițele sunt în continuare închise, ni se interzice, dar suntem în continuare sfătuiți să nu facem călătorii inutile în străinătate. Cam asta este. E mai lejer. Mult, mult, mult mai lejer decât în România. Cum ați acceptat situația aceasta și cum ați traversat de când s-a declanșat totul și până astăzi? Cum s-a schimbat viața dumneavoastră? Foarte tare nu s-a schimbat, pentru că, așa cum am spus înainte, noi foarte multă vreme petrecem în studio. Dar, într-adevăr, am fost și noi afectați puțin, mi s-au anulat chiar 2 concerte, dar nu suntem singuri, mai peste tot am văzut că s-au anulat foarte multe concerte, adunări, dar până acum a fost și în Danemarca restricții de 10 persoane aveai voie să te întâlnești. Dar acum ci că 50 de persoane am auzit. Adică se intră în normalitate. Așa că asta este. Pregătim un CD, cum am mai spus. Exact, cu ce v-ați umplut, timpul? Ce ați făcut? Am făcut melodii foarte multe noi. Pregătim un CD, cum v-am mai spus, în România vreau să o prezentăm. Muzica Constantin Radu, soțul meu, versurile Marian Stere și sper că până atunci când e gata și CD-ul să fie dat drumul călătoriilor, să putem să venim și noi în țară. Ați avut mai mult timp în perioada aceasta să priviți peste umăr și poate să vă amintiți de anumite momente trăite aici, în România, sau poate ați reevaluat o parte din deciziile pe care le-ați luat de-a lungul timpului. De pildă, vă mai gândiți, vă mai amintiți de momentul în care ați trecut de granițele României pentru a începe o altă viață departe în lume? Să știți că am fost foarte speriată, dar mi-am urmat soțul. Asta a fost, am venit cu cele 2 fete la întregirea familiei. Da, am fost foarte speriată pentru că lăsam în urmă o situație, o carieră, nu știam și n-aveam de unde să știu că voi mai profesa această meserie, această activitate în domeniul muzicii.
Mai ales că soțul meu a fost basist, solist și basist, dar cu un bas nu prea poți să faci muzică. A învățat singur să cânte la clape, știind că vine soția la reîntregirea familiei și așa, încet, încet, am reușit să facem câte o casetă de prezentare, așa am fost acceptați în primul loc unde am cântat și dar am reușit, am cucerit inimile danezilor, pentru că Danemarca este o țară mică și liniștită, dar cu oameni foarte, foarte iubitori și altruiști, pot să spun. Ne-au cooptat în viața lor și sunt foarte mândri de noi. Chiar avem și aici apariții la televiziune și avem concerte cu marile vedete. Am reușit să cântăm de două ori la familia regală, ceea ce suntem chiar foarte mândri de acest lucru. Și deci am realizat și două CD-uri în studioul nostru, care a avut mare succes. Soțul a mai scos un alt CD cu trompeta, el cântă și la trompetă și a avut și acel CD foarte mare succes și uite așa, ne descurcăm. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră sunt momente dintr-un parcurs de 10 de ani. 30 de ani. Am venit 30 de ani. Da. De 30 de ani suntem în... Adică el este cu 2 ani înainte de mine. Deci are 32 de ani. Dar eu am venit de 30 de ani în Danemarca. Un drum pe care sunt convinsă că nu ați mers tot timpul cu lejeritate. Și... Pe parcursul căruia ați găsit și destule momente în care sunt sigură că v-ați confruntat și cu acel ceva pe care doar acasă în România poate că l-aveați la îndemână. Clar, clar că în Danemarca n-aveam cum să simt exact așa cum simt în România. România este țara mea. Acolo m-am născut, am făcut primii pași, am... învățat să cânt, am învățat să vorbesc. România este patria mea. Soarta a făcut ca să fim departe fizic, dar inima și sufletul nostru, al meu și a soțului meu, sunt acolo. Și ne e dor, îmi este dor, îi este și lui dor. Avem o țară atât de frumoasă și ne e dor să vedem frumusețile patriei și ne dor de concerte, de spectacole, de televiziune. Ceea ce este extraordinar este faptul că ați reușit să vă recuperați și să construiți în continuare pe acest har. Singură n-aș fi reușit, soțul meu a muncit mai mult, dar împreună reușim să mergem mai departe. Și pentru că spuneați că vă e dor de spectacole și de televiziune, pentru publicul de aici pare că timpul acesta nu v-a ținut în niciun fel la distanță. Ori asta chiar este o foarte mare realizare pentru un artist. Da, mă bucură că oamenii nu m-au uitat, telespectatorii sau spectatorii nu m-au uitat și nu au uitat muzica, melodiile pe care le-am interpretat eu în acea perioadă. Asta este probabil și răsplata unui artist, să știe că nu este uitat și nu a fost degeaba această muncă de o viață. E o răsplată de care vă bucurați din plin și o spun asta fără niciun, fără nicio forțare. Mă bucur. Priviți acum altfel spre România, se vede ceea ce se întâmplă la noi, mai departe de povestea asta tristă în care am înnotat toți și care e una
este de prima. Care s-a așezat peste toată lumea. Dar da. Acum, de departe, din Danemarca, de unde sunteți, se vede România altfel? Distanța aceasta dă o oarecare claritate? Vreau să spun că România merge spre bine. Clar, spre bine. De 30 de ani de când am plecat, lumea este altfel, e liberă. Arhitectura mi se pare absolut schimbată, clădiri noi, frumoase, fântânile de lumini și muzică din centrul Bucureștiului, care când am văzut am rămas uimită, dar am auzit că și lumea care a fost de acolo este încântată de această realizare. Mall-uri au apărut peste tot, în toate orașele din țară. Magazinele sunt pline. Deci nu e ca pe vremea când am plecat eu de acolo. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă aștept cu drag imediat după ce ieșim din povestea asta tristă. Sper din tot sufletul să vă revoți în România, da? Și neapărat să ajungeți și în studioul televiziunii române, acolo unde noi realizăm această emisiune în fiecare săptămână, vinerea de la 22:30 ora României. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez și eu vă îmbrățișez și abia aștept să ne cunoaștem personal.